mă gândesc că domnul Grumăzescu este acum într-o discuție cu Dumnezeu și îl întreabă Dumnezeu, ce ai luat cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O carte, o sticlă de vin și o femeie. Doamne, dacă nu cer prea mult. Cer prea mult. Îți tăiem femeia. Te-ar ține de vorbă, ți-ar împuia capul cu fleacuri și n-ai avea timp să-ți pregătești cursul. Te implor. Nu l-am atât. Te implor. Tai-mi cartea. O scriu eu, Doamne, dacă am lângă mine o sticlă de vin și o femeie. Asta aș dori dacă nu cer prea mult. Cer prea mult. Ce ai dori să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O sticlă de vin și o femeie, Doamne, dacă nu cer prea mult. Ai mai cerut asta odată. De ce te încăpățânezi? E prea mult. Ți-am spus. Îți tăiem femeia. Ce tot ai cu ea? Ce atâta prigoană? Mai bine tăiați-mi vinul. Mă moleșește și n-aș putea să-mi pregătesc cursul inspirându-mă din ochii iubitei. Tăcere. Minute lungi, poate chiar veșnicii, lăsându-mi se timp pentru uitare. Ce ai dori să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O femeie, Doamne, dacă nu cer prea mult. Cer prea mult. Îți tăiem femeia. Atunci taiem iadul și raiul. Ori totul, ori nimic. Aș face drumul dintre rai și iad degeaba. Cum să-i sperii și să-i înfricoșez pe păcătoșii din rai dacă n-am femeia, material didactic, să le arăt? Cum să-i înalț pe drepții din rai dacă n-am cartea să le tălmăcesc? Și cum să suport eu drumul și diferențele de temperatură, luminozitate și presiune dintre rai și iad dacă n-am vinul să-mi dea curaj? Coane mitică, să ne trăiești acolo unde ești și să rămâi cu noi cât om fi și noi aici. Mulțumesc!